Nu trebuie să te supă degeaba, noi plânge, pentru că noi nu știm ce e acolo. Noi plânge degeaba, noi degeaba. Și amândoi sunt băieți buni. Și da, ieri am discutat cu ei și uite-te tu, azi. Eu, bă, dar nu-i frumos, te dai atâta alarmă față de tot, de ne știi o țară dar întreagă. Păi nu suntem noi, dar uite că noi picăm, că ne întreabă pe noi tot timpul. Pe noi te ne întreabă tot timpul. Dar ce înseamnă asta? Să stau tot timpul să plâng, dar nu-i prima dată că plâng de treaba asta. Dar de ce, de ce? Și doar am vorbit ieri cu băiatul. De ce ne face? Chiar spuneau, păi mamele s-au obinit. Păi atunci de ce, mă, dar ce? Că nu înțelegeau de împărțit. Dar să noi ne avem cu toate. Dar nu înțelegeau de împărțit. Nu, eu nu gândesc. Eu nu judec. Care-i treaba ce au de împărțit? Ceva este. Păi ce este? Dar ce nu spune este? Unul la altul. Păi ce este? Că doar, nu, să zic că l-a cunoscut primul drum, a fost, dacă era o alegea pe Simona, n-a ales-o pe Simona. N-a ales-o pe Simona, el este cu altcineva. Nu înțeleg care-i trăit, dar să spună, mă, fraților. Că nu văd că se bate până nicio fată aici. Ca să zică că Nicolae se bate pe o vreo fată, să iau vreo fată. Ce are el impresia asta? Cred că Ștefan are impresia asta. Dar nu ia nimeni fata lui, nu ia nimeni. Fiecare are. Păi corect. Nu știu de ce Ștefan are impresia asta tot timpul. Nicola are treaba lui, el merge pe strada lui. Ce treabă are cu el de atâta? Stau și în camera acolo mândru. Dar nu e normal, nu e normal. Dar de când a venit nu mai plâng de treaba asta. De ea câte, e a treia săptămână, ei au conflict. E a treia săptămână, nu vă zic două. Dar încetează unul din doi, el tace, dar Doamne ferește, cine știe ce se întâmplă? Și tăcerea asta până la urmă zbucnește, nu? Nu, că-i băieți buni amândoi. Păi sunt băieți buni, dar nu vedeți că nu tac? Ura-i strică. Păi ură, are ură între ei. De ce au ură, nu știu. Păi de ce, că ce le lipsește, că n-are treabă? Nu, eu nu înțeleg, dar să ne spună să știm. Nu, dar să le zice și Viorica lui Ștefan și dumneavoastră lui Neculan, încetați. Păi eu le-am zis și ieri am discutat. Că să știți degeaba. Că plecăm acasă și vă lăsăm aici. Păi cred că așa e a mine. Încetați. Eu n-am cum. Decât așa să stau eu, să stau să plâng. Acum am vorbit toate să nu te plângi. Uite, din discuție, noi ne plângem toți aici. Pentru că ei ne face problemele astea. Care din ei, nu știu. Stăm noi și suferim aici și plângem. Ce putem noi să, ce putere avem noi? Dacă ieri am discutat, primul lucru asta am avut să discut. Atât am mai vorbit ca lumea Ștefan. Am crezut că nu e nimic. Și de unde? Până la urmă este, că uite, s-au cetat și alții. Păi n-a să zice la feria. Păi uite, s-a tachinat, dar nu e așa, că este. Uite, Simona plânge. Păi plânge, că m-a văzut și pe mine, acum plânge și ea, plângem toți. Plângem toți. Nu știți că copiii să ceartă și apoi să împacă? Acum plângem toți. Noi acasă niciodată nu m-am certat pentru copii, dar Marin a alergat unul de la făcut după ce am pat pe el. Până nu l-a prins și l-a trântit, nu s-a lăsat. S-a însurat și făcea pe el. Și îi zicea mereu, zice-mă, dar de ce să ne-l bată? Ei e patru inși, al meu e unul singur să ne-l bată. De ce nene ca așa de băieți ăștia? Nu niște băieți răi. Nu mai se tachinează, că de aia cred că se tachinau și ieri aici. Așa să și Simona, că ei glumeau între ei. Da, și când colea... De-aia a zis și băiatul doamna Maria. Să se certe ăia care n-are mamele cu ei, dar ăștia că mereu le întreabă ce faceți, ce dregeți.